Vreme mult mai caldă decât ar fi normal, vântul nu bate prea tare, dimineață mai sunt condiții de ceață în unele zone, maximele pleacă de la 13-16 grade pe litoral, vor ajunge la 22, chiar 23 de grade pe la Iași și pe la Timișoara. Vedem cum arată vremea în fiecare regiune. Dobrogea și Bărăganul pe aici. Vremea e frumoasă, condiții de ceață dimineața, temperaturile cresc față de ieri, ajung pe la 20 de grade în Bărăgan. Pe litoral e mai răcoare, undeva cel mult 16 grade. Mai sus, în Moldova Sudică și nordul Munteniei, o zi cu soare. O amiază foarte caldă pentru momentul acesta al anului. Temperaturile se duc până în 21 de grade la Focșani și Buzău, valori mai potrivite de începutul lunii mai. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, soare, atmosferă de plăcută, temperaturile mult mai ridicate decât ar fi normal. Se mai încălzește față de ieri, vor fi 22 de grade, chiar poate 23 pe la Iași, prin zona Bacăului. La noapte se adună norii, dar nu plouă. În nordul Transilvaniei și în Maramureș, atmosferă cu soare toată ziua. Temperaturi agreabile, foarte agreabile, chiar vor fi undeva pe la 19-20 de grade. La noapte se înnorează și e posibil să picure trecător. Condiții meteo foarte bune în vestul țării, soare, vânt domol, temperaturi foarte mari pentru data din calendar și pe aici se ating 22-23 de grade chiar pe la Arad, Timișoara. După ce se lasă noaptea, apar niște nori de ploaie și în această zonă. În Transilvania, dimineața e cam rece, mai ales în zona de presionare, erau minus 3 grade, sunt și condiții de ceață pe acolo, după aceea soarele va încălzi rapid atmosfera, se face mult mai cald decât ar fi normal, maximele se apropie de 20 de grade. În Oltenia se anunță o zi foarte plăcută, acum dimineață mai e ceață în unele zone, mai cald față de ieri, 20 de grade, la noapte undeva pe la 7 grade și va fi din nou un pic de ceață. În sud vremea e frumoasă, cresc temperaturile, nu vedem norii aproape deloc, vântul e domol și la amiază se ating 20, poate chiar 21 de grade. La București erau fost 17-18 grade, astăzi avem o maximă de 21 de grade, atmosferă foarte plăcută după prânz, mai pe seară apar ceva norări, dar nu avem ploi deloc. La noapte poate că apare un pic de ceață, temperatura coboară până la 7 grade. La munte vremea e caldă pentru perioada aceasta, temperaturile sunt mai mari decât au fost ieri, norii apar destul de rar, dimineață condiții de ceață pe văi și în depresiuni și la noapte vântul prinde putere în Carpații Occidentali. 10 grade în Ceahlău, 13 în Semenic, 14 în Păltiniș și Strâna de Vale și la Predeal, 15 grade.